Dar pentru mine cel mai bun, ce zic eu, cel mai bun e domnul Șmudică, domnul Nea Cornel Tălnar și Dario Bonetti. Și mai discuți cu dânsii? Că domnul Șumudică cel puțin acum e pe val. Da, mai discut, domnul Șmudică n-am mai în Turcia, mai discut cu Nea Cornel Tălnar, mai nici pe la Brașov, pe Facebook, cu Dario. Vorbesc așa, din când în când. Păi și având așa contacte tot la Liga 3 ești? V-am zis, nu mai... E bine aici unde sunt acasă, nu duc lipsă de nimic. Mi s-a luat să mai mă duc așa pentru Liga a doua, pentru... Leu 2 lei. Da, cum era Șumudică în perioada în care ai colaborat cu el? Că era mai la început. Da, eu atunci țin minte că la prima etapă eu veneam de la echipa națională atunci și primul meci meu a fost la Mioveni. Da. Atunci eu nu prea am prins, am prins o zi la antrenament, după am jucat vinerea la, eu venise miercuri și vinerea aveam meci la Mioveni. Se văd, dar a rămas șocat când l-a văzut cum vorbește în vestiar, vrea să-i batem, că el, ne dă el prima meciul ăsta, vinde mașina, am și bătut cu 1-0. Și-a A vândut venit, a dat mașina? a doua zi, nu știu, că a venit a doua zi, ne-a dat bani la fiecare cum mi-a promis, ne-a dat și prima care trebuie să mi-a dat domnul Nicolae, te mobilizează, are darul ăsta de